vom traversa munții pe o autostradă sau când vom merge de la Constanța până la Arad sau până în Bihor fără să facem slalom pe drumurile cu gropi care leagă bugățile de autostradă de la noi. Căile ferate române se află într-o situație dificilă, așa cum este de fapt tot sistemul feroviar de la noi din țară. Uneori ne mirăm când mergem în vestul Uniunii Europene și ni se pare ceva SF când pășim în vagoanele francezilor, belgienilor sau nordicilor. La noi se fac pași mici, dar e bine că totuși lucrurile se mișcă. Iar acum haideți să facem o analiză a electrificării rețelei feroviare de la noi. Și ca să putem să ne dăm seama unde suntem, ne întoarcem puțin în timp, deși uneori pare că suntem tot acolo în anii 90. În 1990, lungimea liniilor electrificate în exploatare la nivel național era de 3961 de kilometri. Atâția kilometri de cale ferată erau electrificați în țara noastră imediat după căderea comunismului. Mergem mai departe și ne oprim la 1 ianuarie 2020, adică la 30 de ani de la căderea comunismului și 13 ani de când România era membră a Uniunii Europene. În total aveam 4.034 de kilometri de cale ferată electrificată la nivel național. Adică în 30 de ani am reușit să punem cabluri pe încă 73 de kilometri. Dacă facem o medie pentru perioada scursă de la 1 ianuarie 1990 și până în 2020, ar fi vorba de puțin peste 2 kilometri de cale ferată electrificată în fiecare an. Da, deci se potrivește vorba aceea că uneori ne mișcăm precum melcul. Mergem și mai departe și vedem ce s-a întâmplat câțiva ani mai târziu. La 1 ianuarie 2021 și 1 ianuarie 2022 aveam același număr de kilometri de cale ferată electrificată ca în 2020. Deci tot 4.034 de cale ferată. Nicio schimbare. O schimbare există totuși la 1 ianuarie 2022 când, surpriză, numărul de kilometri nu s-a mărit, ci s-a micșorat. Au intrat la apă. Erau cu 3 kilometri mai puțin, adică 4.031 de kilometri de cale ferată la nivel național. Ajungem în 2024 și vedem că nu s-a schimbat nimic față de anul trecut. Sunt tot 4.031 de kilometri de cale ferată la nivel național și când tragem linie, nu linia de cale ferată, ci linia la calculele făcute de Ministerul Transporturilor, din totalul rețelei de căi ferate avem electrificate doar 37,97% dintre ele. Adică, să fie mai clar, aproape 4 km din 10 au cablu de electricitate. Ceilalți, mai bine de 6 km din 10, sunt fără electrificare. Aceasta este imaginea căilor ferate române, însă autoritățile susțin că sunt câteva proiecte avansate, unele în derulare, altele urmează să înceapă. Discutăm despre zonele dintre Cluj-Napoca, Oradea și Episcopia Bihor, despre Dărmănești, Vicșani, frontiera de vest, iar aici discutăm inclusiv despre o conexiune feroviară cu aeroportul Traian Vuia din Timișoara, apoi Constanța, Mangalia și București Nord, Giurgiu Nord și frontiera cu Bulgaria. Și pentru că nu de puține ori am văzut că România este țara studiilor de fezabilitate, unele dintre ele expiră înainte să fie puse în aplicare, dar Ministerul Transporturilor susține că are foarte multe proiecte în acest stadiu. Discutăm despre legături electrificate între București Nord și Titu, Pitești, Slatina, Craiova și Oradea, Carei, Satu Mare, le vedeți pe toate afișate aici. Ce este de reținut? Avem electrificat doar 37,97% din totalul căilor ferate române. Puțin de tot, aș putea spune, am bătut pasul pe loc timp de 30 de ani.